Bun găsit la emisiunea Actualitatea Mara Media. Urmărim pentru început pe scurt subiectele ediției de astăzi. Subiectele zilei din Maramureș la Actualitatea Mara Media. De aici știi care sunt știrile din Maramureș. Maramureșenii pot face de astăzi o incursiune în lumea impresionantă a unor tipuri de războinici din antichitate, a armelor, armurilor și a tehnicii de realizare a acestora. Totul este posibil prin intermediul unei expoziții. Care sunt noutățile și stadiul pregătirii în Maramureș a noului an școlar care debutează luni? Aflați din Actualitatea Mara Media. Maramureșenii pot face de astăzi o incursiune în lumea impresionantă a unor tipuri de războinici din antichitate, a armelor, armurilor și a tehnicii de realizare a acestora. Totul este posibil prin intermediul unei expoziții ce a fost vernisată astăzi la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie din Baia Mare. Consiliul Județean și Muzeul de Istorie și Arheologie îi invită pe maramureșeni să viziteze expoziția Pe urmele lui Marte, războinici și artizani de prestigiu în lumea antică. Venisată astăzi, expoziția face parte din proiectul cultural cu același nume, proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și derulat în parteneriat cu muzee din Satu Mare și Zalău, Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei și Complexul Muzeal Bistrița Năsăud. De asemenea, la realizarea ei au contribuit mai multe asociații culturale și 3 unități de învățământ din Baia Mare. În cadrul proiectului vom realiza mai multe ateliere interactive cu copiii de la cei 3 parteneri din oraș. Este vorba de școala gimnazială Lucian Blaga, despre colegiile Nemțescu și colegiul tehnic din Baia Mare, astfel încât să ne atingem obiectivul de a face cunoscut odată publicului patrimoniul, dar în același timp de a-i iniția pe copii, în special în tainele meșteșugărilor antici care făureau arme și arme pentru războinicii pe care îi putem vedea astăzi aici. Proiectul își propune incursiune în lumea unor războinici din antichitate prin prezentarea în cadrul unei expoziții itinerante a unor piese de echipament militar care aparțin patrimoniului arheologic al Muzeului Băimărean și al partenerilor muzeali ai acestuia. Avem 2 spații care au legătură între ele, dar cel în care ne aflăm dedicat războinicilor, celălalt dedicat artizanilor care făureau mijloacele cu care războinicii se luptau, deci de asta a fost ideea de a împărți expozițional în 2 segmente și bineînțeles că vor urma, așa cum am spus, ateliere pe care le va coordona Marius, în cadrul cărora elevii se vor iniția în tainele artizanatului antic. Expoziția poate fi vizitată la sediul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș până în 2 octombrie. Mai multe detalii despre cea mai nouă expoziție deschisă în municipiul Baia Mare ne furnizează muzeograful din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie, Marius Ardeleanu, și coordonatorul acestui proiect. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență! Bună ziua! În primul rând, aș vrea să vorbim despre proiectul în sine, în ce constă el, și pe urmă să trecem concret la expoziția vernisată astăzi. Proiectul Pe urmele lui Marte, războinici și artizani de prestigiu în lumea antică, este un proiect care are ca principal scop itinerarea unor piese arheologice aparținând multor culturi ale antichității. În fiecare an, aici este prima ediție a proiectului, sperăm să continuăm și în anii următori, iar în fiecare an vrem să prezentăm câte 3 civilizații. În acest an am ales civilizația greacă, civilizația celtică și civilizația germanică timpurie. Practic am reconstituit și piese de armament aparținând acestor civilizații, însă am și adus de la muzeele din Zalău, Satu Mare, Bistrița și Cluj-Napoca, plus muzeul din Baia Mare, am și adus piese originale care aparțin acestor 3 tipuri de războinici. Concret, ce v-a făcut să vă îndreptați înspre această temă a războinicilor și nu ați ales, nu știu, o altă temă legată de istorie? În perioada 2011-2013, Muzeul din Baia Mare a desfășurat un proiect tot cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, iar în cadrul acestui proiect am desfășurat mai multe ateliere cu copii, cu elevi sau cu publicul și am dezvoltat ideea pe 6 civilizații. În cadrul acestor civilizații s-a pus accent și pe latura civilă, latura războinică, însă și pe latura mormântărilor.
dintre toate aceste, să spunem, părți, partea cu partea războinică a fost cea mai atractivă, feedback-urile au fost cele mai pozitive, toată lumea vrea să se îmbrace în haine de războinic, vrea să participe la atelierele legate de războinic, vrea să cunoască mai mult partea războinică. Ca urmare, Muzeul din Baia Mare a depus acest proiect pentru partea războinică și ne axăm pe acest proiect exclusiv pe războinici din Antichitate, războinici care au avut legătură cu teritoriul nord-vestic al României, cu Maramureșul, sau au avut legătură cu teritoriul României de astăzi. Nu am vrut să facem un proiect exclusiv pe Maramureș sau pe nord-vest, de-aia am ales și civilizația greacă. Poate la anul să alege și civilizația romană, poate civilizația dacică sau sarmatică. Concret, ce exponate sunt prezentate la muzeu? Da, sunt un număr de 24 exponate, piese originale și încă aproximativ 16 piese replici. Nu tot timpul am putut să expunem piese originale, de exemplu, grecești. Sunt foarte puține piese originale grecești în România. Sunt foarte rare, de exemplu, există un singur coif atic, adică grecesc, la Muzeul din Brăila, însă este și departe, este închis în patrimoniu, este o piesă de tezaur, valoarea era foarte mare de transport și de asigurare și erau foarte multe complicații, însă am reușit să facem o replică acestui coif. De asemenea, în spațiul României de astăzi nu s-a găsit nicio armă de luptă grecească, însă am achiziționat, prin intermediul proiectului, o armă specifică grecilor, una curbă și una cu lama dreaptă. Pentru civilizația germanică și celtică, bineînțeles că nord-vestul României este mai bogat în astfel de piese, am ales piese mai reprezentative. Pentru civilizația germanică am ales o cămașă de solzi, o armură de solzi. Este unică în toată lumea germanică pentru acea perioadă. Germanicii de obicei luptau fără coifuri, fără armuri, chiar și fără haine, tocmai pentru a avea un stil de luptă mult mai lejer, mult mai ușor. De aceea această cămașă de armură de solzi este foarte rară și este unică atât în bazinii carpatici, cât în toată lumea germanică, repet, pentru această perioadă cronologică, secolul 1 ante 1 după Hristos. Pentru civilizația celtică am ales piese care sunt nepublicate încă, sunt inedite și care nu au fost niciodată la muzeul din Baia Mare. Piese de la muzeul din Bistrița sau de la muzeul din Baia Mare. Deci poate fiecare din cele 24 de piese au o poveste, sunt piese unicat, pentru care de aceea în spatele lor nu au stat meșteșugarii, au stat adevărați artizani. De aceea se numește războinici și artizani, pentru că sunt piese, piese de artă și nu le putem spune simple piese făcute de meșteșugari. Vizitatorii care vor trece pragul muzeului vor avea parte de o poveste a fiecărui exponat expus acolo? Va prezenta cineva, va face cineva o incursiune în istorie? Expoziția este deschisă până în 2 octombrie la Baia Mare, apoi pleacă la Satu Mare, Bistrița și Zalău. Iar în această perioadă, până în 2 octombrie, practic eu sunt curator expoziției, eu voi fi acolo în acele două săli. Dacă va fi public, mai mult le face ghidaj, dacă vor avea nevoie, dacă vor vrea să pună întrebări, voi fi acolo. Și practic eu voi fi acolo în cele 3 săptămâni, în fiecare zi, în cadrul expoziției. De asemenea, în cadrul expoziției avem și un caiet de sugestii și impresii. În caz că doritorii doresc alte tipuri de expoziții, alte tipuri de războinici și alte tipuri de meșteșuguri, însă în acel caiet de impresii, de aia voi fi acolo și voi spune, se pot să și se înscrie. Dacă doresc din public, fie tânăr, fie vârstă, fie femei, bărbați, copii, nu contează, dacă doresc să participe pe viitor la atelierele noastre, pentru că avem ateliere în cadrul proiectului cu 3 școli, am ales 3 școli din Baia Mare pentru că atâta ni s-a impus, nu puteam alege toate școlile. Însă dacă vor fi doritor, vom face niște liste și în funcție de numărul de oameni adunați, din când în când, chiar și după terminarea proiectului, putem continua, adică dorim să continuăm și să facem cu publicul larg ateliere. Dar eu voi fi acolo la expoziție și voi avea grijă să, ca fiecare vizitor să știe acest lucru. În ce vor consta aceste ateliere? Ce vor putea face elevii? La fel, ateliere puteau fi foarte multe, pentru că spatele un războinic stăteau mai mulți meșteri care spune de la papuci, îmbrăcăminte, până la scut, coif, spade și armuri făceau. Am ales doar 3 ateliere. Am ales atelierul de confecționare cămăși de zale, practic de la sârma care va veni achiziționată, pentru că era prea complicat să produce și noi sârma, până la cămașa de zale. Sunt câteva etape, sunt foarte simple, practic și un copil de clasa 1 poate să facă, numai să aibă puțină răbdare și dorință de a avea. Deci este un proces foarte simplu și asta vreau să arătăm că chiar dacă erau armuri
foarte scumpă pentru perioada aia, nu erau foarte complicat să faci, doar că este foarte, foarte multă muncă. De exemplu, pentru un cămașă de zale, unde intră aproximativ 12.000 de solzi, dacă s-a lucrat 4-5 ore pe zi, ar dura cam 6 luni să facem la îndeplinire astfel de cămașă. De altfel, în sala a doua destinată artizanilor, colegul nostru Bogdan Băbună de la muzeu, arheolog și el, a făcut aproape singur o cămașă de zale în foarte multe luni de zile. Deci publicul va putea să vadă cum se face o cămașă de zale, puteți să arătăm procesul, pot să fac acasă dacă vor, nu trebuie să fac o cămașă întreagă, pot să facă bucăți din cămașă sau să învețe procesul. O altă teorie este confecționarea unui cămăși din solzi, ca să vedem diferența cum se face o cămașă din solzi. La fel și cămașa din solzi este foarte simplu, odată ce avem tabla brută, se decupează și apoi se montează fiecare solz, doar că trebuie răbdare, nu este deloc greu. Iar al treilea atelier va fi atelier de fierărie. Nu putem crea arme complexe, spade, însă vom face ateliere timp de o zi, probabil, în care se pot crea mici cuțite sau se poate începe o spadă și se termine după aia al doua sau al treilea grup. Deci, practic, sunt atelier de fierărie, de făcut cămașă, armuri de zale și armuri din solz. Sunt trei ateliere pentru că, cum am spus, numai atâta puteam alege pentru că nu avem timp, dar poate pe viitor sau dacă vor fi sugestii, ne vom conforma. Toate vor fi realizate la Muzeul Județean de Istorie și nu în altă parte. La Muzeul Județean de Istorie, atelierul de zale și de solzi în curtea muzeului sau într-una din sălăli, iar atelierul de fierit în spatele muzeului, în curtea din spate, pentru motive de siguranță. Prezintă interes aceste ateliere pentru tineri? Da, prezintă ateliere pentru că în acest proiect este implicată și Asociația Culturală Omnis Barbaria din Satu Mare, cu mulți membri și din Baia Mare, din Cluj, din București, Bistrița, Piatra Neamț, Deva, nu vine acum, sunt foarte mulți membri și simpatizanți, în care această asociație, în care sunt și eu implicat, mergem în țară, mergem în afara țării și desfășurăm astfel de ateliere demonstrative, dar și interactive cu publicul. Și tot timpul, special unde este focul, atelierul de fierărie atrage foarte mult public doritor, dar și atelierul de zale sau de solzi atrage public care fie doar curios să învețe metoda, fie doar unii dintre ei, pentru că a păsat cu ei legătura, au început și ei acasă să-și facă mici, n-au făcut o cămașă de zale, s-au făcut mici brățări sau au adaptat tehnica antică la piese făcute de ei la libera imaginație. A fost greu să identificați acele piese unicate și să le aduceți în Baia Mare? Da, știam de ele de câțiva ani. Eu fiind și arheolog, știam de descoperiri, pentru că unele piese sunt descoperite în 2004, altele în 2002, alte este piesa de cămașă de zale de la Muzeul din Baia Mare din 1961. Deci știam de ele, unele au fost expuse, dar nu au fost puse în valoare maximă, în sensul că au fost expuse cu alte zeci de piese și vorba s-a pierdut povestea ei. Alte piese n-au fost niciodată expuse publicului larg, sunt piesele germanice de la Muzeul din Cluj-Napoca, iar alte piese a fost expuse publicului la Vista Năsăud, nu în Baia Mare sau în nord-vestul României, însă sunt piese care nu au fost publicate din punct de vedere științific. Deci, practic, toate piesele știam de ele, pentru că cunosc arheologii la muzeele din jur, am povestit cu ei, au colaborat foarte bine cu noi, deci avem o colaborare bună cu muzeele din regionale și au fost de acord să ne împrumute aceste piese, chiar dacă, repet, unele n-au fost publicate sau unele n-au avut niciodată n-au fost expuse în vitrine, totuși ne le-au împrumutat. Sunt și piese care au origine aici, în Maramureș? Avem piese care aparțin muzeului din Baia Mare. Din păcate nu sunt descoperite în actualul județ Maramureș, pentru că sunt piese provenite din finalul secolului XIX sau începutul secolului, la mijlocul secolului XX, când nu exista muzeul regional Maramureș, care includea și satul mare de astăzi, o parte din Sălaj, o parte din Bihor, și atunci au intrat în patrimoniul muzeului. Nu avem piese descoperite în actualul județ Maramureș, pentru că civilizația, adică războinicii celți și războinicii germanici, nu au reușit să pătrundă în actualul județ Maramureș. Au înaintat și celți și germanici până în zona, până în Medeșoarit, Sein, iar în Maramureș istoric nu au reușit să pătrundă, pentru că în această perioadă existau acolo un șir de fortificații dacice foarte impozante. Avem elemente celtice și elemente germanice în județul Maramureș, însă o prezență fizică, să spunem, așezări sau o dominație politică nu poate fi vorba, pentru că în acea perioadă avem
civilizația dacică care era în putere atunci. Ați structurat expoziția în două spații, din câte am observat astăzi. Da, sunt două încăperi, pentru că subtitlul proiectului se numește Războinici și artizan. Prima încăpere este destinată războinicilor, în care sunt expuse piese arheologice originale și replici care sunt și în câteva vitrine, însă sunt replici care sunt și pe stative de lemn, practic sunt reconstituiri al unor costume complete de războinic cel germanic și grecesc. A doua încăpere este destinată artizanilor, adică meșteșugarilor, cei care au folosit acele unelte și sunt expuse ateliere de lucru, ateliere de confecționare de mașini de zale, de solz și ateliere de firărie, iar în câteva vitrine sunt puse câteva piese replici rezultate în urma proiectului, dar care nu le-am încărcat în prima sală pentru că nu am vrut să încărcăm un războinic, de exemplu un războinic, nu am vrut să încărcăm mai mult decât avea la costumul său propriu. Însă s-au făcut mai multe replici pentru că s-a făcut, în loc de o spadă, s-am făcut două spade, în loc de un spadă grecească, spadă în cuțit de luptă germanic, am făcut la fel două, trei, pentru că cu timpul vrem să și publicul să le poată proba, să le, nu acum, după finalul expoziției, o să revină în Baia Mare și o să fie reexpuse, se poate proba, se poate face cu ele poze sau vedem, poate vor fi încadrate în sistemul de bonus pentru public, o să vedem atunci. Vorbeați despre existența unor replici nu foarte potrivite în țară pe care le-ați identificat. Da, în ultimii 10 ani, practic și în România, ca în toată Europa, s-a dezvoltat așa foarte mult fenomenul reenactmentului. Reenactmentul, practic, este o reconstituire istorică. În limba română ar suna un fel de recreare, și nu se referă la recrearea din pauza de la școală, se referă la recrearea pieselor istorice, iar multă lume au asimilat acest reenactment cu arheologia experimentală, ceea ce este o chestie absolut foarte, este o adevărată știință. O piesă arheologică nu poate fi făcută replică decât ori exactă, ori nu e replică arheologică. Și în România există în ziua de astăzi mai multe asociații de reconstruire istorică, există muzee care au făcut replici la piese, există pe internet pe internet există o grămadă de firme care fac replici și în țară, dar și în afară. Am văzut chiar o firmă din Cehia, chiar și în Olanda, care a făcut replici de piese de armament dacice și nu au nicio legătură cu piesa arheologică propriu-zisă. Noi, ca arheologi, ca muzeografi, angajați ai muzeului, desigur, venim cu această expoziție tocmai pentru a corecta informațiile provenite din alte surse decât cele istorice. Este foarte simplu pentru toată lumea, din păcate, să caute pe internet cum arăta o armă germanică sau o armă dacică sau o armă grecească, însă este foarte greu pentru public să meargă la muzeu, să vadă piesele, pentru că muzeul din țară este plin de astfel de piese, dar în moment cel de cetatice, germanice sau de altă natură. Deci am încercat cumva și să, adică dorim și să continuăm proiectul în care să colectăm aceste piese, să facem replici după piesele istorice. Pentru anul viitor, ce v-ați propus în cadrul acestui proiect? Anul viitor să continuăm cu ediția a doua a acestui proiect și ne-am gândit să abordăm secolul, să rămânem la secolul I după Hristos, în preajma războaielor cu romanii și să facem, reconstituim un războinic sarmat, pentru că sarmații au ajuns în bazinul Tisei de astăzi, au stat, cum spune Diocasius, în coasta dacilor, cândva în prima jumătate a secolului I după Hristos și războinii sarmați erau și îmbrăcați cu cămăși de solz, era foarte bun arcaș, poate mă face un arcaș călare, și sunt spectaculoși și au legătură cu istoria locală. Și probabil că vom face un războinic dac, pentru că tocmai din cauza că sunt foarte mulți daci în ghilimele în țară, adică membri al unor asociații care nu arată deloc ca un războinic dac, vom face un nobil dac, se poate face un simplu războinic dac și ca să păstrăm așa exotismul, vom face și un roman. Cum anul s-a făcut un grec, în contrapondere cu celți și germanic, anul viitor probabil vom face un roman în contrapondere cu sarmații și cu războinicul sarmat și cu războinicul dac. Acest proiect se va desfășura pe o durată de 2 ani? Sau? Inițial l-am făcut pentru 3 ani de zile, pentru fiecare an să alegem câte 3 războinici, pentru că vreau să ne întindem în secolul V înainte de Hristos până în secolul V după Hristos. Dar cum și anul viitor vom stagna tot pe secolul I după Hristos, probabil că va dura 4 ani, iar astăzi povestim cu niște doamne în urma venisajului expoziției, s-a pus problema, serioasă sau nu, că ce făceau, ce facem cu femeile
războinice existau sau nu existau. Desigur, o mare parte dintre ele este un mit, că femeile luptau în antichitate, însă descoperirile arheologice din nordul Mării Negre arată că, adică s-au descoperit aproximativ 200 morminte în care apar și femei cu echipament războinic, spadă, scut, lance, coi și așa mai departe. Deci, practic, acel mit al femeilor amazoane are și o retrată arheologică. Așa că probabil că vom face ultima ediție. V-au dat un fel de demo de casă. Da, de-aia am spus că o să ținem cont de sugestii și impresii din acel caiet sau din lumea ce spune, pentru că vorbând azi cu acele doamne, într-adevăr, merită să facem și o expoziție dedicată războinicelor, dacă erau, dacă nu erau și dacă erau, cât de multe erau. Deci, practic, proiectul va fi cel puțin pe următorii 5 ani se va desfășura. Concret, expoziția despre care am vorbit astăzi va putea fi vizitată timp de 3 săptămâni. La Baia Mare, timp de 3 săptămâni, apoi pleacă la Satu Mare pentru 2 săptămâni, încă 2 săptămâni la muzeul din Bistrița Năsăud, iar apoi în luna noiembrie și probabil cea mai mare parte în decembrie la muzeul din Zalău. Se va întoarce în 30 decembrie la muzeul din Baia Mare, însă și va rămâne sub o formă refăcută, reorganizată, pentru că multe din piesele originale vor pleca la muzeile aparținătoare, pentru că expiră asigurarea, expiră proiectul și trebuie să le trimitem înapoi acasă la ele, pentru că și ei au nevoie de ele în expoziții. Însă va fi reorganizată sub o formă, într-o singură sală, sub o formă didactică. Pentru final, vreau să vă întreb concret, când este deschis muzeul și când pot vizita cei interesați această expoziție? Practic, muzeul este deschis în fiecare zi, cu excepția zilei de luni, ca în toată Europa, în toată lumea, muzeele sunt închise, dar de marți până duminică inclusiv, de la ora 10 până la ora 4:30, ultima intrare, iar intrarea la această expoziție este gratuită. Dacă vrea cineva să viziteze doar partea de pe urmele lui Marte, război și artizan, este gratuită. Este gratuit în această parte a muzeului. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Așa, vă mulțumesc și eu de invitație. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Sece Orizont, sighetul Marmației SRL, angajează vânzător sau vânzătoare pentru produse de măcelărie și șofer cu permis de conducere categoria B pentru distribuție produse alimentare. Informații la sediul firmei pe strada Plevnei numărul 3 sau la telefon 0262 310 960 interior 9. RMN Casarosu vă stă la dispoziție cu servicii de cea mai înaltă calitate oferite de o echipă de medici profesioniști, atât din Baia Mare cât și din Cluj, asistați de personal calificat. RMN Casarosu vă oferă soluția pentru dureri de cap, de spate și de abdomen sau pentru dureri la șolduri, genunchi sau la coate. De asemenea, RMN Casarosu vine și în sprijinul pacienților cu claustrofobie. RMN Casarosu. Primul rămâne primul. Casa Verde, depozitul unde casa ta prinde viață. Vindem la cele mai bune prețuri materiale de construcții, de finisaj interior și exterior, instalații termice și sanitare, vopsele, lacuri, scule și unelte și oferim bonusuri în funcție de valoarea achiziționată. Te așteptăm cu prețuri promoționale, începând de la 19 lei, trupătrat la capete de stoc pentru gresie și faianță, în limita stocului disponibil. Te invităm în showroom-ul de pe strada Gheorghe Șincai, numărul 35. Te întâmpină o echipă profesionistă care îți stă la dispoziție pentru ca tu să-ți alegi cele mai bune materiale pentru construcția ta. Vindem cu plata în rate avantajoase direct în magazin și asigurăm transportul la domiciliu. Casa Verde e pentru casa ta! Clinica Someșan vă oferă servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate și profesionalism. Tehnologia de înaltă performanță, pregătirea de specialitate și calitatea umană a personalului clinicii Someșan ne recomandă ca o instituție medicală de prim rang. Clinica Someșan, respect și profesionalism pentru pacienți.
Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, filiala Baia Mare, organizează înscrieri în învățământul universitar nivel licență la Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie, specializare Marketing, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Managementul Dezvoltării Rurale Durabile, Geografia Turismului și Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, specializare Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. Pentru înscrieri vă așteptăm la sediul filialei noastre din Baia Mare, Strada Culturii, numărul 5, sau informații la telefon 0262 213 302. Educația ta este prioritatea noastră! Unde alergi așa, Costică? Ah, sunt foarte grăbit. Vine fiică-mea acasă și ni s-a stricat frigiderul. Îmi trebuie alt frigider și o mașină de găurit și niște cratițe noi, plus o găleată cu mop și niște biberoane pentru cel mic. Vine cu copiii? Da, și vreau să iau și niște jucării lui Gigel. Stai, Costică, nu ai auzit? S-a deschis noul magazin Royal. Acolo le găsești pe toate. Da? Unde? Pe strada Traian, numărul 9. Și au frigidere Heiner cu 5 ani garanție. Și prețuri mici, chiar foarte mici. Dacă te grăbești, prinzi și un cadou. Mă duc chiar acum. Royal, magazinul tău. Unic în Maramureș, baza de agrement Holiday. Vă așteptăm zilnic la aquaparcul modern dotat cu tobogane, jacuzzi, piscine cu apă dulce și apă sărată pentru adulți, dar și cu piscină pentru copii. Vă oferim cazare în cele mai bune condiții, iar bucătăria noastră vă stă la dispoziție cu linie de autoservire în sezonul estival și cu bucate tradiționale pentru toate gusturile. Oferim condiții ideale atât pentru odihnă cât și pentru tratament. Team building, dineuri sau petreceri private. Vara aceasta distrează-te cu noi! Distrează-te la baza de agrement Holiday! Ocna Șugatag, strada Dumbravei, numărul 20. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. În a doua parte a emisiunii vă invit să urmăriți un material despre noutățile și stadiul pregătirii noului an școlar care debutează luni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână cât mai liniștit. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la conferința de presă prilejuită de începerea cursurilor anului școlar 2016-2017. Înainte de toate vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru deosebita colaborare și pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat și mi l-ați acordat instituției. În calitate de partener educațional, contăm în continuare pe sprijinul dumneavoastră și vă mulțumesc din nou pentru toată colaborarea pe care am avut-o anul școlar anterior. Această conferință de presă vizează în principal stadiul pregătirilor pentru începutul anului școlar 2016-2017. Materialul a fost prezentat în Colegiul Prefectural, iar în mapa pe care dumneavoastră o aveți la dispoziție există atât materialul din Colegiul Prefectural, care se referă punctual la elemente din județul Maramureș, cât și elementele de noutate de la nivel național. Am marea plăcere să am lângă mine pe doamna inspector școlar general adjunct profesor Cristina Buda, pe doamna inspector școlar profesor Iuliana Mărieș, pe doamna consilier Daniela Chiuzbăian și pe domnul inspector școlar Mircea Coroiu. Dintre datele pe care noi le avem la dispoziție la începutul anului școlar, pot să vă spun că în ceea ce privește populația școlară, avem un număr de 68.562 de preșcolari și elevi. Numărul este într-o ușoară scădere față de anul școlar precedent, dar asta nu înseamnă că au fost afectate unitățile de învățământ din județul Maramureș. Astfel, numărul de unități cu personalitate juridică a rămas același, 168, ca și anul trecut.
cu toate că numărul de elevi a înregistrat o ușoară scădere. Dar dumneavoastră știți foarte bine, acest lucru nu este specific pentru județul Maramureș, ci este o problemă care se înregistrează la nivel național. În ceea ce privește distribuirea pe niveluri de învățământ, la nivel preșcolar avem 12.202 de copii, la nivel primar 20.110, la nivel gimnazial 18.045 de elevi, la nivel liceal 15.287, la nivel profesional 2.720 de elevi și la nivel post-liceal 198. În ceea ce privește numărul unităților de învățământ particular din județul Maramureș, acesta este de 25, iar în cadrul acestor unități de învățământ învață 3.347 de copii. În ceea ce privește pregătirea fizică a școlilor pentru începutul anului școlar, pot să vă zic că la nivelul fiecărei unități de învățământ s-au efectuat lucrări de igienizare pentru ca anul școlar să înceapă în condiții foarte bune. Totodată, există o serie de proiecte finanțate de la bugetul local și proiecte FOR care au fost demarate în anul 2015. Iar aceste proiecte vizează în principal două aspecte majore. În primul rând, avem lucrări care au schimbat condițiile de desfășurare a activităților instructive educative, iar aceste lucrări s-au derulat în 8 unități de învățământ și totodată avem lucrări de reabilitare și de extindere în execuție la 6 unități de învățământ. În ceea ce privește autorizațiile sanitare, după cum bine știți, avem 168 de unități cu personalitate juridică în județul Maramureș. Cu autorizații avem 126, ceea ce înseamnă un procent de 75% din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Maramureș care au aceste autorizații. În curs de autorizare sunt 6, iar fără autorizație sunt 36. Cauzele care duc la neautorizarea sanitară a clădirilor în care funcționează unitățile de învățământ sunt diverse. Le găsiți, bineînțeles, în mapa de lucru, dar pot să vă semnalez câteva, adică lipsa grupurilor sanitare interioare sau realizarea lucrărilor fără documentație tehnică avizată sanitar, lipsa grupurilor sanitare la etaj, nerespectarea circuitelor la bucătării. Circuitele la bucătării se regăsesc în cadrul grădinițelor cu program prelungit. În ceea ce privește autorizațiile PSI, avem 117 clădiri cu autorizație sau cu aviz și 198 de clădiri care necesită autorizație. Vreau să vă spun că în momentul în care se depune dosarul pentru acest tip de autorizație, se iau în calcul absolut toate clădirile care aparțin de unitatea cu personalitate juridică. Și dacă o singură încăpere, dau un exemplu generic, dintr-o singură clădire care este o structură a unității cu personalitate juridică nu întrunește toate condițiile, întreaga unitate cu personalitate juridică nu este autorizată. În material avem și prezentate 17 unități școlare care necesită realizarea unor lucrări. Prin eforturile conjugate ale Consiliului Local și ale Inspectoratului, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, sperăm că vom putea demara lucrările și la aceste unități de învățământ. În ceea ce privește dotarea cu mijloace de transport școlar, la momentul actual există 147 de microbuse cu 16 plus 1 locuri și două autobuse cu 28 plus 1 locuri. Vom analiza odată cu începutul efectiv al cursurilor nevoile care s-au identificat de către fiecare unitate de învățământ în parte și vom reactualiza, dacă va fi nevoie, bineînțeles, lista cu necesarul de microbuse școlare. După cum bine știți, și în anul 2015 și în anul 2014 s-a primit un număr însemnat de microbuse școlare care să asigure transportul elevilor, mai ales în zonele rurale, acolo unde avem structuri și unde transportul se face cu dificultate. Un alt punct în această conferință de presă reprezintă manualele școlare. Avem bucuria să vă spunem că peste 90% din necesarul manualelor școlare pentru clasele
1-a 10-a a fost deja distribuit în unitățile de învățământ din județul Maramureș. După cum bine știți, există o situație aparte pentru manualele de clasa a 4-a, deoarece au existat contestații depuse, iar în cazul unor tipuri de manuale, aceste contestații încă se află pe rolul instanțelor. Ceea ce vă pot spune cu certitudine că avem 7 tipuri de manuale care au fost pentru clasa 4-a, care au fost distribuite în teritoriu, adică la educație civică, la muzică și mișcare, la arte vizuale și abilități practice, la religie, limba franceză, limba germană și limba română pentru clasele cu predare în limba maghiară. Iar în perioada septembrie-octombrie se vor livra manualele pentru matematică și limba modernă engleză. Deci în cazul acestor manuale, deja instanțele s-au pronunțat, iar în perioada imediat următoare vor fi livrate în teritoriu. În ceea ce privește contestațiile pentru manualele de clasa a 4-a la limba și literatura română, științe ale naturii, istorie, geografie, acestea sunt pe rolul instanțelor. Așteptăm ca instanța să decidă, iar Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și-a făcut toate procedurile astfel încât manualele să poată să fie livrate cât mai rapid după pronunțarea verdictului în instanță. Ca element de noutate în acest an școlar, și elevii de clasele a 11-a și a 12-a vor primi manuale cu titlu gratuit. În acest sens s-au semnat contracte cu 28 de edituri pentru un număr de 89.716 manuale. Pot să vă spun că până săptămâna trecută deja au început să sosească manuale de la 2 edituri, iar termenul limită de livrare de către edituri către județe este de 5 octombrie pentru manualele de clasa 12-a. Un alt aspect foarte important în derularea procesului instructiv educativ reprezintă resursa umană. La nivelul județului Maramureș avem 5.610 norme didactice de predare, 719 norme de didactic auxiliar și 1.403 norme nedidactice. În urma etapelor de mobilitate avem 4.280 de titulari. Acești titulari, bineînțeles că sunt titularii din sistem, împreună cu persoanele, cu cadrele didactice care au susținut examenul național de titularizare în învățământ din acest an și cu cadrele didactice care au putut să se titularizeze în baza articolului 253 din Legea Educației Naționale. Săptămâna aceasta s-a derulat un concurs la nivel județean, atât pentru suplinitorii calificați, cât și pentru suplinitorii necalificați, iar ieri și astăzi se mai desfășoară ședințe publice de repartizare pe posturi. După terminarea acestor ședințe și după încheierea tuturor etapelor de mobilitate, vă vom putea spune care este situația cu posturile sau codurile de posturi neocupate. Dar pot să vă afirm faptul că stăm bine, elevii vor avea profesori la clase, iar din acest punct de vedere anul școlar va începe sub auspicii bune. La nivel național există o serie de noutăți importante pentru anul școlar 2016-2017, începând de la structura anului școlar. Vacanța de primăvară va fi 2 săptămâni, iar programul național școală altfel va deveni flexibil. Adică unitățile de învățământ vor avea perioade în care vor putea să deruleze acest program național. Deci nu va fi o săptămână pentru toată lumea. În ceea ce privește examenele naționale, au fost semnate ordinele de ministru 5070 în 31 august 2016 pentru organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național, respectiv ordinul de ministru 5071 din 31 august pentru evaluarea națională. În ceea ce privește noutățile pe care le aduce anul școlar 2016-2017, s-au optimizat calendarele pentru evitarea suprapunerilor și asupra solicitării activităților de organizare. În acest sens, examenul național de definitivare în învățământ va avea loc în luna aprilie și nu în perioada de vacanță de vară.
în această perioadă. Știți că este una foarte încărcată. Încep simulările în primăvară, continuă cu evaluarea națională, cu examenul de bacalaureat național, sesiunea de vară, avem admitere, avem titularizare, aveam definitivat examenul de bacalaureat național, sesiunea de toamnă, iar pentru decongestionarea programului s-a hotărât la nivelul ministerului plasarea examenului de definitivare în învățământ în luna aprilie. În ceea ce privește admiterea la liceu, ca element de noutate, în calculul acestei medii, ponderea mediei claselor 5-8 va reprezenta 20% în comparație cu 25% cât a fost în anul școlar anterior. Iar admiterea la liceu se va realiza într-o singură etapă computerizată, urmată de o etapă în care se vor soluționa cazurile speciale. Metodologiile de definitivat și de titularizare sunt în lucru, iar concursul pentru ocuparea posturilor didactice va avea loc în 12 iulie 2017. Programele naționale vor continua, vom avea programul național Școala Altfel, și care se va derula în următoarele perioade, din 21 noiembrie până în 2 decembrie sau din 27 februarie până în 31 mai sau din 15 mai până în 9 iunie, respectiv 17 octombrie, 2 decembrie, 27 februarie, 31 martie și 15 mai, 9 iunie. Acest program este împărțit pe nivele de învățământ, pentru învățământul preșcolar și primar și pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional și post-liceal. Deci vom avea 4 etape. În ceea ce privește programul național de acordare a unui suport alimentar, se află în fază de avizare programul pilot, care se va desfășura în 50 de unități de învățământ, programul intitulat Masă Caldă. Din câte știm noi, acest program va fi pilotat și în județul Maramureș, la școala din Poienile de sub munte. Continuă programul fiecare copil în grădiniță și se pune un accent foarte mare, având în vedere nevoia pieței de muncă, pe necesitatea dezvoltării învățământului profesional dual. Și în acest sens se lucrează la cadrul legislativ pentru asigurarea unui parcurs educațional prin învățământul dual pentru absolvenții clasei a 8-a. Ca politică națională v-am amintit asigurarea manualelor școlare pentru elevii claselor a 11-a și a 12-a. Vreau să vă spun că se lucrează la un nou regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. După cum bine știți, acest ROFUIP a apărut în monitorul oficial din decembrie 2014 și bineînțeles că în funcție de dinamica societății, în funcție de dinamica sistemului educațional necesită sau este nevoie sau s-au identificat anumite nevoi care conduc la o schimbare a acestui regulament. Iar cea mai importantă prevedere vizează, într-o primă fază, debirocratizarea în sistemul de educație și reducerea numărului de comisii din cadrul unităților de învățământ de la 24 la 7. Tot în acest an s-a elaborat statutul elevului și s-a realizat acel proiect de OUG, de modificare a legislației, a Legii Educației Naționale, care prevede decontarea integrală a navetei elevilor. În ceea ce privește profesionalizarea managementului școlar, se vor organiza concurs la nivel național pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct, iar aceste concursuri vor debuta în 12 octombrie 2016. Proba de evaluare a CV-ului și interviul vor fi organizate în perioada 13 octombrie-11 noiembrie 2016. În lucru sunt programele școlare pentru gimnaziu, cadrul legislativ pentru învățământul dual, există o consultare publică online în ceea ce privește debirocratizarea muncii profesorului, există de asemenea în lucru un cod de etică pentru învățământul preuniversitar, metodologii de acordare diferențiată a gradației de merit și așa mai departe. Vă mulțumesc!